Grav accident de circulație la Constanța. Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost rănit grav, iar alți doi tineri au suferit traumatisme ușoare. Într-un accident rutier petrecut joi seară la intersecția străzilor Alba Iulia cu Alexandru Constantin Aldea din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 19 ani, care a intrat în coliziune cu un copac, iar apoi s-a răsturnat și a izbit un stâlp de iluminat public. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală.